Aduc informații explozive în sprijinul acuzației de ucidere din culpă pentru Gabriel Oprea. Aceștia spun că Oprea a prevăzut posibilitatea producerii unui accident rutier, dar a ignorat orice fel de informație în acest sens și a cerut să fie însoțit de acasă de o coloană oficială. Această decizie, vă reamintesc, a dus la moartea polițistului Bogdan Gigină. Roxana Ciucă a citit rechizitoriul și are toate informațiile pentru noi. Bună ziua, Roxana! Bună ziua, Laura, bun găsit, doamnelor și domnilor. Este un rechizitoriu destul de stufos, iată, făcut public de către procurorii de la Direcția Națională Anticorupție, cei care, de altfel, l-au și trimis în judecată pe fostul ministru de interne, Gabriel Oprea. Aflăm lucruri destul de interesante din acest rechizitoriu, mai exact faptul că în 10 minute Gabriel Oprea a parcurs 10 km cu o viteză de 60 de km la oră și, atenție, pe traseul domniei sale pe această rută de pedene până la Piața Presei Libere. Acesta a avut numai puțin de 27 de agenți de poliție care au dirijat circulația și au fluidizat traficul, astfel încât acesta să se deplaseze cât mai repede și să ajungă către locuința sa. Mai mult decât atât, în ceea ce îl privește pe Bogdan Gigină, polițistul mort de la Brigada Rutieră, acesta avea o viteză de 84 de km la oră și spun cei de la DNA în respectivul comunicat de presă faptul că Gabriel Oprea pur și simplu a abuzat nu numai de Bogdan Gigină, cât și de ceilalți polițiști și motocicliști, antemergători, deschizători de coloană oficial, mai ales că era spre sfârșitul programului de lucru, se instalase automat oboseala. Era o practică astfel încât Gabriel Oprea să își ia mereu antemergătoare și deschizător de coloană oficială pentru ca acesta să ajungă cât mai repede la destinație. A fost implicat în această speță și fostul procuror general al României, Tiberiu Nițu. Pentru domnia sa însă, la început a fost acuzațiile, două acuzații de abuz în serviciu pentru că l-ar fi ajutat pe Gabriel Oprea cu aceste semnând, ne aducem aminte, acel protocol de colaborare între ei, însă cauza pentru Tiberiu Nițu a fost clasată și asta deoarece a apărut o decizie a Curții Constituționale a României care abrogă parțial abuzul în serviciu. Bun, sunt foarte multe lucruri interesante în acest rechizitoriu și aș mai vrea să punctez câteva aspecte. Atât Petre Mazilu, administratorul firmei care executa lucrările pe Știrbei Vod, acolo unde în seara de 20 octombrie 2015 a produs această tragedie. A fost și el trimis în judecată și atât Petre Mazilu cât și Gabriel Oprea au premeditat și au fost tot timpul convinși că ar putea să se întâmple însă o tragedie, dar au mers mereu pe ideea că nu ni se poate întâmpla. Însă din nefericire, iată că această tragedie s-a petrecut și vorbim de doi părinți, de Cornel și Carmen Gigină, părinții lui Bogdan, care au rămas cu o durere în suflet pentru toată viața.